un duhovnic iscusit. El a zidit multe suflete și mulți creștini s-au folosit de viața lui curată. Iată astăzi Părintele Lefterie se întâlnește cu cel care l-a iubit și au fost în același duh, în aceeași râvnă și credință. Sfințitul Pimen la un an. Azi am prăznuit pe Iacob, neamul mitropolitul Moldovei și Pahomie cel Mare. Pahomie cel Mare din părțile Egiptului a fost un părinte care a adunat în jurul lui obște mare. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Elefterie Mihail a fost renumit pentru faptul că le oferea credincioșilor atât vindecare spirituală cât și trupească, prin diverse tratamente naturiste combinate cu rugăciune. Arhiepiscopul Tomisului spune că pentru el, părintele Elefterie a însemnat orientarea definitivă în viața monahală.